La ora actuală se pune sub semnul întrebării până și aselenizarea echipajelor americane pe satelitul natural al Pământului. Trăim într-un secol, și secolul trecut n-a făcut excepție, în care aproape totul se vinde și se cumpără. Și poate nu vă vine să credeți, multora dintre dumneavoastră, se vinde și Luna. Vă rog să mă credeți, nu este o glumă, se vinde Luna. Era să spun Pământ, dar pe Luna, Pământul se numește Luna. Am în platou un invitat de excepție, timișorean de-al nostru, pe domnul Virgiliu Pop. Bună seara! Bună seara, domnule Virgiliu Pop! Într-adevăr, este o emisiune specială, pentru că, în general, ne ocupăm de cele pământești, de cele lunești ne ocupăm mai puțin. Domnilor și domnilor, invitatul meu s-a născut în comuna Corod, județul Galați, în 1974. A făcut școala la Miercura Ciuc, la Baia Mare, din nou la Miercura Ciuc. A absolvit liceul lui Calderon din Timișoara, aflat nu foarte departe de postul nostru de televiziune. A urmat facultatea de drept la Universitatea Vasile Goldiș din Arad. Licența și-a obținut-o la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, după care a urmat un masterat la Universitatea din Aberdeen. Am pronunțat corect. Aberdeen, într-adevăr. Aberdeen, în scoțiană, Aberdeen. Și este specialist în dreptul spațial. Domnule Pop, cum ați ajuns în Anglia? De ce n-ați ales Germania, Franța, Statele Unite? În primul rând nu vorbesc germană, din păcate. Franceză o vorbesc. Ca absolvent al liceului Calderon este obligatoriu. Normal. Mi s-a oferit o bursă de către Consiliul Britanic în anul 1996. Am ales Scoția, fiindcă spuneam eu, ca să ajungi în Scoția, trebuie să treci și prin Anglia. Dacă aș fi ajuns în Anglia, poate nu aș fi... Era mai greu de ajuns în Scoția. Și în Scoția. Am o soră care este la ora actuală în Anglia, lector la Universitatea din Kiel. Deci în 1996 mi s-a oferit această bursă de către guvernul britanic și până în 1997 am urmat cursurile universității din Aberdeen, un master în drept internațional și european. Cu o pauză de un an și ceva, m-am întors în Scoția în 1998 și am început un doctorat în drept spațial. Pe care am înțeles că o să-l finalizez. O să-l finalizez la sfârșitul acestei luni. La? Pe data de 29 îl voi susține la Universitatea din Glasgow. Deci nu la Glasgow, cum spunem noi românii, ci Glasgow, unii români spun Glasgow, depinde. Da, da, da. Dreptul spațial este, am înțeles, o ramură a dreptului... A dreptului internațional. Dreptului public. A dreptului internațional public, chit că există și aspecte private. De pildă, teza mea de doctorat, pe care o voi susține acum, se numește Cui aparține Luna? Această dihotomie între dreptul privat și dreptul public nu este o dihotomie absolută. Dreptul public și dreptul privat se întrepătrund. Scoția v-a atras pentru că este un teritoriu fascinant, plin de castele cu fantome, mai este și un monstruleț acolo într-un lac pe care toată lumea îl caută de zeci, poate de sute de ani și nu dă de el. Sau de ce vă fascinează Scoția? Da, m-a fascinat Scoția întotdeauna datorită originii celtice a scoțienilor și datorită originii celtice și a românilor. Pe lângă daci și romani, evident, în Transilvania trăiau mulți celți. Iată cum noi, cei de aici de la gurile Dunării, ne înrudim cu locuitorii peninsulei britanice. Evident. Se pare că aici, pe la gurile Dunării, au fost și vikingi, deci pe undeva au fost, există au fost. Niște trăsături comune și cu ale vikingilor, ale scandinavilor. Da, doar că nu sunt blond. Nu, nici eu am fost blond, dar cred că de unde mă trag eu e foarte puțin probabil să am ceva comun cu vikingii. Domnule Pop,
Spuneam la începutul emisiunii că se cumpără și se vinde tot. Eu mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani, înainte de a-și intra în atribuții moneda aceasta unică europeană, euro, ea purta numele ECU, ECU, fiecare cum apuca să-i spună. Și niște băieți mai descurcăreți din Baia Mare s-au apucat să deseneze, bine, profesional, cu o grafică specială, niște bancnote și prin satul mare au început să vândă ECU. Când acolo probabil nu se știa că această monedă încă nu a apărut, dar a făcut bani. Eu eram cât pe aici să cred că această vânzare de terenuri pe lună este un soi de preocupare a unor șmecheri pentru a-i păcăli pe naivi. Dar se pare că lucrul are o latură foarte serioasă. Din potrivă, se pare că ați avut dreptate prin ceea ce ați crezut inițial. Ar fi bine dacă s-ar putea cumpăra și vinde teren pe lună. Dar e totuși vorba de o escrocherie. Sau dacă nu este vorba de o escrocherie, fiindcă există o mulțime de indivizi și o mulțime de fundații sau organizații care au vândut de-a lungul timpului pământ pe lună, unii au făcut-o pentru profitul propriu, alții au făcut-o pentru strângere de fonduri și în acel caz s-a știut că ceea ce se cumpără e doar ceva hazliu. De pildă, acum 2 ani, dacă nu mă înșel, prin 2004, niște elevi din Buhuș au vândut pământ pe Marte pentru a-și putea construi, evident nu au strâns atâția bani, pentru a-și putea construi o sală de sport pe lângă școala lor, fiindcă nu aveau unde să facă sport. Deci au vândut Marte pe Marte, pentru că e destul de pământul totuși aici, la noi. Putem să spunem așa, vândut pământ pe Marte? Bun, am putea zice solul lunar. Teren marțian. Deși și ter care vine de la pământ. Vine de la, de la Terra. Da. Exact. Mera, să spunem, sau Mara, sau dacă e Marte. În sfârșit, astea sunt glume. Și totuși există cum ați spus, organizații, agenții, probabil, care se ocupă cu vânzarea de teren pe lună. Sunt doar niște idei de business ale unor oameni. Unii chiar cred în așa ceva foarte puternic. Alții, să zicem, au adoptat un ton mai jocular. De pildă, există o organizație numită buyuranus.com, datorită faptului că planeta Uranus sună destul de ciudat în limba engleză, Uranus. Da, sper să nu avem probleme cu CNA-ul. Nu, cu cuvintele astea nu, pentru că fac parte din dicționarul explicativ al limbii române. Da. Ați tot privit în această carte, dacă o să-mi permiteți, am să o arăt telespectatorilor atât cât se poate. Este vorba de o carte pe care a publicat-o invitatul meu de astăzi. Se numește Unreal Estate. Deci Unreal drepturi estate? Ireale. Drepturi Real Estate e de fapt proprietatea funciară, proprietatea asupra pământului în limba engleză, pe când Unreal Estate